Nu, un exemplu de profesor care și-a luat destinul, să zic așa, în mână și care a dovedit că un profesor, adică o categorie socioprofesională înainte de 89, neproductivă, nu cum eram, așa, pe cei de limbi străine eram socotiți chiar ușor periculoși în societate. Nu știu dacă acum este așa cu mult mai bine, dar vreau să spun că Radu a dovedit că un profesor de limba engleză poate să facă foarte multe lucruri. El a reușit să fie pentru elevii săi un model și a mai făcut un lucru pentru care eu l-admir foarte mult, dovedind multă generozitate, atât cât a putut, a împărțit cu elevii lui bucuria de a călători. Și, sigur, nu știu dacă zic bine așa că mai târziu, dar mai târziu a ajuns în presă, mai târziu au apărut cărțile, adică mai târziu decât îl cunoșteam noi pe Radu, au apărut aceste cărți minunate ale lui, care ne împărtășesc experiența avută în aceste călătorii. Aș numi-o parțial cartea de astă seară, cartea de călătorii, un fel de carte de curiozități, pentru că aflăm acolo foarte multe lucruri pe care eu personal nu le știam în legătură cu culturile, cu civilizațiile, în spațiul cărora el a pătruns. Și mai dovedește ceva acea carte, o comunicare deosebită cu toți cei pe care i-a cunoscut și i-a întâlnit acolo, ceea ce înseamnă, după părerea mea, un talent în plus. Ei, sigur că m-aș mai întinde la vorbă, dar dumneavoastră așteptați să vedem proiecția pe care Radu ne oferă în legătură cu aceste călătorii și ce a ales el și, sigur, echipa de distinși domni care îl însoțesc astăzi seara, el însuflă să-i prezint. Sigur că domnul Ion Balbu, care este colaborator, nu? Adică e așa o bilateral, o legătură. Așa, domnul Doru Moțoc, nu știu nici domnul Barbu, nici domnul Moțoc, nu cred că aveam nevoie de o prezentare în fața dumneavoastră. La fel, domnul distins profesor Ion Predescu și domnul profesor Ion Șteladăr. Deci avem o echipă de cărturari, de scriitori, de susținători ai culturii, de omniprezenți în peisajul cultural al orașului nostru. Vă mulțumesc tuturor că ați venit și îmi permit Radu să anunț că se află în sală distinsa familie dr. Dobrescu, care, cărora le urăm bun, bine au revenit pasageri totuși, așa cumva, din Germania, unde dumneavoastră s-au stabilit de multă vreme, și domnul dr. Dobrescu, mare călător și dânsul, cred că a citit parte din reportaje în ziar, ne-a făcut oferta și bucuria că pe data de 20 martie vom lansa o carte. I-am luat apa de la moară lui Nenea Barbu, că probabil ar fi spus el lucrul acesta. Și foarte frumoase imagini de pe unde dumnealor au călătorit și ca să vă fac și mai curios, se va numi Călătorie în jurul lumii. Da? Bine. Așadar, Radu, te rog să continui și ne bucurăm foarte mult și succes! Mulțumesc pentru prezentare. Sunt deosebit de încântat și mișcat până la lacrimi să am o așa de valoroasă audiență, plin de atât de dragi și apropiați elevi, părinți. Și cred că ar trebui să încerc, cum se cuvine, prin a mulțumi celor cărora le datorez foarte mult. Să fac o confesiune. Întotdeauna când am o emisiune importantă sau o întâlnire importantă, îmi iau notițe. Și de fiecare dată când îmi pierd notițele, emisiunea iese foarte bine. Ceva similar s-a întâmplat și acum. Mi-am făcut niște notițe, niște idei, nu mai știu unde sunt. De aceea cred că întâlnirea noastră va semăna foarte mult cu un reportaj de călătorie,
bine structurat, dar totuși imaginativ și spontan și cât se poate de interactiv, mai ales că avem în fața noastră atâtea persoane avizate. Deja pentru mine este un privilegiu să spun că fac parte din comunitatea Vâlcii, pentru care lumea nu mai are secrete. Știu că în anii 90-91 noi, vâlcenii, poate în mod special, eram abonații vitrinelor. Ei bine, nu se mai întâmplă asta. Am fost atâția oameni din Vâlcea care merg de angajați prin Alaska, prin America și prin cele mai diverse colțuri ale lumii. Revenind punctual la mulțumirile pe care le-a dat Oreste, că a trebuit să încep cu părinții mei, care mi-au suflat dragostea pentru literatură. Numai mama mai este aici, mulțumesc, mama. Ar trebui să mulțumesc lui Nena, eternului Nena, care te lasă că se crește în umbra lui. Lidorul Moțo, care este poate reperul meu literar, lui Valeria Tănase, lui Paul Brinoia, alături de care mi-am filtrat câteva dintre ideile pe care mai târziu le-am așezat într-un spațiu al cărții. Cred că cele două cărți au geneza asemănătoare. Dacă elevii din Vâlcea n-ar fi avut o zestră genetică atât de bogată, cu siguranță că eu n-aș mai fi făcut studii de predarea limbii engleze, research, n-aș fi publicat în Statele Unite, în Anglia, n-aș fi plecat în atâtea congrese, la atâtea congrese internaționale. Deci vreau să mulțumesc comunității vâlcene că mi-a dorit șansa să mă fi profesional și cu ocazia asta să cunosc și lumea. Aș începe prin a mă adresa mai întâi celor care sunt preocupați de tehnica scrierii unui reportaj. Sigur că am avut și eu, că am pus alții dintre noastre repere serioase în literatura română. Mă gândeam la sfatul lui Dinic Bogolescu, a scrie adevărul, a sădi adevărul într-o a-i colegi roadele, trebuie să citesc. Pentru mai sigur că am fost atins de sensibilitatea lui Geo Bogza, cu siguranță că la un moment dat eram fascinat de Prunea Fox, acest verist de cea mai pură factoră italiană, un scriitor care scrie în filigramă, un scriitor care surprinde imagini edificatoare despre o mulțime, despre un om, despre un peisaj.